seara, stimați telespectatori! Sunt Ștefan Nemecec, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. În această seară o să vă prezint o temă de strictă actualitate. Legea obligativității purtării cauciucurilor de iarnă la autoturisme, ca temă de fond. Ce vom mai discuta? Sigur, ați ghicit, ați dedus, tema este pe linie de poliție rutieră. Vom mai discuta, stimați telespectatori, despre mașinile înmatriculate în Bulgaria. Ce trebuie să facă cineva care optează pentru schimbarea culorii mașinii sale? Ce sancțiuni riscați dacă circulați fără RCA? Obligativitatea ca proprietarul mașinii să aibă în portbagaj tot ceea ce trebuie pentru a nu fi amendat de polițistul rutier. Cum puteți obține permisul de conducere mai repede dacă vi s-a suspendat? Ce obligații aveți în calitate de proprietar al unui autoturism? Avem și aceste obligații de care mulți nu sunt conștienți sau nu știu de aceste obligații. Călătoriți în Uniunea Europeană? Care sunt documentele de care aveți neapărat nevoie și ce puteți transporta în portbagajul mașinii pentru a nu avea probleme, sigur, cu polițiștii de la rutieră? Centura de siguranță. Cine nu este obligat să o poarte? Și, sigur, cu invitații mei din această seară vom discuta și probleme de actualitate, probleme cu care domniile lor se confruntă în trafic pentru a asigura o circulație fluentă și sigură, atât pentru conducătorii auto, cât și mai ales pentru pietoni. Pentru a dezbate toate aceste puncte pe care vi le-am prezentat, am deosebită plăcere să am alături de mine în această seară, în studioul televiziunii Parâng, trei reprezentanți ai poliției rutiere din Valea Jiului. Este vorba despre agentul șef adjunct Emil Cristian Strama de la Poliția Rutieră din Lupeni. Bună seara, domnule Strama, bine ați venit în studioul televiziunii Parâng. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, bine v-am găsit. Alături de domnul Emil Cristian Strama se află agentul șef principal Mihai Papuc de la Poliția Rutieră din Vulcan. Bună seara, domnule Papuc, bine ați venit în studioul televiziunii Parâng. Bună seara și bine v-am găsit. Al treilea invitat din această seară este agentul principal Adrian Marius Mișcoci de la Poliția Rutieră din Petrila. Bună seara, domnule Mișcoci! Bine ați venit alături de colegii dumneavoastră în studiul televiziunii Parâng. Așadar, cunoaștem tema, cunoaștem invitații, stimați telespectatori, să începem discuția noastră. Vă reamintesc numerele de telefon la care ne puteți suna dacă aveți întrebări, nelămuriri în ceea ce privește utilizarea cauciucurilor de iarnă, obligativitate de la 1 noiembrie 2011, deci cu 2-3 zile în urmă. 0724-890-163, număr de telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri. 0254-543-774, telefon fix cu tarif normal pentru intervenții în direct în a doua parte a emisiunii, pentru e-mail-uri tvparang@yahoo.com. Așteptăm așadar întrebările dumneavoastră. Dacă aveți nelămuriri, sunt cei mai competenți în a vă răspunde și a vă lămuri cu tot ceea ce nu este clar sau foarte clar în acest domeniu. Sigur, în interpretarea legii și discuții pe acest fond au fost lansate de tot felul de mai mulți sau mai puțin cunoscători, idei care sunt conforme, nu sunt conforme. Aveți în fața noastră reprezentanții Poliției Rutiere, ei sunt competenți și cu siguranță vă vor răspunde la toate întrebările pe care ni le veți adresa, sigur, dacă vor fi. Să începem discuția noastră, domnule Strama, domnule Papuc, domnule Mișcoci. Legea obligativității purtării, dotării autoturismelor cu cauciucuri de iarnă. Care doriți? Vă rog să începem prezentarea telespectatorilor noștri. Da. Ordonanța numărul 5 din 26 ianuarie 2011 a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.
este aprobată prin legea 161 din 11 iulie 2011. Acest act normativ modifică mai multe acte în vigoare. Cea mai importantă modificare este a ordonanței de guvern 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Se modifică de asemenea ordonanța 109/2005 privind transporturile rutiere din România și se modifică hotărârea de guvern numărul 47 din 1997 privind regimul juridic al drumurilor. Acest lucru pe fondul adoptării acestei ordonanțe cu cauciucurile de iarnă, cu da? Cu cauciucurile de iarnă. Pentru a se sincroniza toate măsurile, special, probabil. Da, da. În conformitate cu această ordonanță de guvern din 5, numărul 5 din 2011, este activitate a conducătorilor auto ca în momentul în care circulă pe un carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, autovehiculul să fie echipat cu anvelope de iarnă. Tot în această ordonanță de urgență avem detaliat ce înseamnă anvelopă de iarnă. Se face referire la directivele europene. O anvelopă de iarnă trebuie să fie inscripționată cu una dintre simbolurile M+S, M.S, M-S. Domnule Scama, să lăsăm pe colegul Papuc să continue discuția și să ne spună ce fel de cauciuc, cum sunt inscripționate sau cum face verificarea polițistul de la rutieră în momentul când oprește o mașină și vrea să constate echiparea corespunzătoare a mașinii cu aceste cauciucuri de iarnă. Anvelope trebuie să fie cu inscripția, cum a spus și colegul, cu M+S, M și S, sau M+S. Iar M+S, 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 M și S. Și aceste anvelope trebuie să fie inscripționate cu simbolurile de iarnă, all season, care pe fiecare trebuie să fie câte un simbol, vară, primăvară, toamnă sau iarnă. De asemenea, am înțeles că trebuie să fie ceva fulgi de zăpadă. Da, simbolul de iarnă, fulg sau stea, de stea se referă la, sau fulg de nea. Rizurile, domnule Papuc. Trebuie să fie minim, dacă nu sunt cauciucuri noi, că mulți în această conjunctură. Nu se prevede în ordonanță dacă sunt second hand sau noi. Sigur, nu este această prevedere, dar spune acolo adâncimea canalelor unde trebuie să fie mai mică de 4 mm. 4 mm, da. De acord cu ce spuneți dumneavoastră. Sau vechimea cauciucurilor, numai asta poate ne lămuriți dumneavoastră, să nu fie mai veche de 4-5 ani. Deci cum poți să-ți dai seama, scrie pe ea că e de nu știu cât? Sau nu. Ai cum să-ți dai seama că are mai mult de 4-5 ani? Nu, se cere bon pentru așa ceva în genul ăsta, dacă este mai vechi de 2 sau 3, 4, 5 ani. Să nu fie uzate peste limita legală admisă. Dar în lege, din ce am reținut eu, este specificat să nu fie mai vechi de 4-5 ani. Nu face referire așa ceva. Așa, deci ați oprit o mașină. Cum procedați? În primul rând, dacă suntem numai polițist rutier sau și cu fără de la RAR-ul sau de la alte reprezentanți autorizați, solicităm documente. Cine ar mai putea fi alt reprezentant autorizat? Registrul auto român, care poate face verificarea împreună cu poliția rutieră. Deci numai împreună cu poliția rutieră, nu? Nu, numai cu poliția rutieră. Și autoritatea rutieră la alte documente referitoare la transport, licențe de transport, de execuție sau alte documente, aia fiind cei de la RR-ul. Domnul Mișcoci, să continuăm dacă... Da, un lucru, completare la ce a spus colegul Papuc,
Anvelopele pe care este inscripționat doar All Season nu sunt valabile. Deci nu sunt. Deci fără acest MS. Fără simbolurile MS, cum a spus, M plus S, M punct S, MS sau MNS, inscripționate doar All Season, nu sunt valabile. Acest MS, cred că e bine să spunem telespectatorilor noștri, vin din cuvintele englezești care înseamnă noroi și zăpadă. Și zăpadă. Da. Mai este specificat în lege, în ordonanța numărul 5, referitor la autovehiculele peste 3,5 tone și cele mai mari de 9 locuri, care sunt obligate să aibă anvelope de iarnă pe axele tractoare. Cele mai mari, cele mai mari de 8-9 locuri, cum spuneți, ar fi microbuzele, nu? Sau da, cele transport... Transport persoane. Persoane. Sau transport marfă, mai mari de 3,5 tone, să aibă pe axele tractoare cauciucuri. Deci pe axele tractoare, nu neapărat pe toate roțile, nu să înțelegem. Nu. Axele tractoare sau trăgătoare. Să aibă echipate cu lanțuri, nu cu anvelope de iarnă, sau lanțuri dacă are pe cauciucuri de vară. Microbuzele au tracțiune pe toate roțile? Nu. Sunt și. Și sunt și. Și, dar, și cele care nu au pe toate roțile în contextul pot legii? Pot folosi și, cele, și cauciucuri de vară, dar trebuie să fie echipate, dacă este pe zăpadă sau pe polei, să fie cu lanțuri, poate cu lanțuri, obligatorii. E specificat în lege și acest da, lucru? Da, este, da. Și la mașinile mari, peste 3-4,5 tone, același lucru pe axele tractoare. Da. Axele tractoare, da. Tractoare. La autoturisme, deși nu este foarte limpede, dar ceea ce specifică legea, echiparea cu cauciucuri de iarnă. Deci asta trebuie să înțelegem toate cauciucurile. Toate patru, da. Deci nu... Mai unul sau trei sau două, toate patru anvelopele să fie de iarnă. În cazul în care, să zicem, are trei cauciucuri și unul nu, e pasibil de sancțiune? Sancțiune, clasa 4 de sancțiuni. Agentului aici să... Depinde, dacă urma să defect, s-a făcut o pană și rămâne cu trei cauciucuri de iarnă și unul de vară, legea spune clar că se poate sancționa conform clase 4 de sancțiuni și se ridică talonul de matriculare a mașinii. Deci așa, să ajungem la sancțiune. Deci ați controlat, ați constatat că nu este în regulă. Ce riscă conducătorul auto respectiv? Care a fost în trafic depistat conducând cu cauciucuri de vară pe carosabil cu acoperit cu polei, gheață sau zăpadă, riscă o sancțiune conform clase 4 de sancțiuni, 20 de puncte de deci, amendă, drastică la foarte mare, clasa 4. Și reținerea talonului de matriculare fără drept de circulație. Până la remedierea defecțiunii, adică practic dotarea mașinii conform legii. De iarnă, da, cauciucuri de iarnă. Deci riscă câte puncte, domnul? 9-20 de puncte de amendă și talonul... În condițiile în care un punct de amendă înseamnă... 67 de lei. 67 ori... 603 lei. Ron. 603 la 1340. Deci între cel mai mic, să spunem clar, telespectatorul nu știe, ca să rețină... 603 lei minim, 1340 deci de lei. Deci 6 milioane... 30 de lei. 30 de mii. În banii vechi. Da. Lucru care trebuie să dea de gândit, pentru că mai bine cu banii aia... Bine, dar se poate aplica în 48 de ore jumătate din minimul amenzei și 301 lei. Da, domnul Papucă, deci plătești amenda, chiar dacă o plătești jumătate, dar cauciucurile după aceea tot trebuie să le pui. Deci valoarea cauciucurilor plus amenda plus normal, depășește... E normal, da, practic, dacă legea trebuie aplicată conform cum a fost dată dispoziția și pus în aplicare. Deci, domnule Nișcoț, am înțeles că nu are importanță dacă sunt second sau noi, cauciucurile să fie apte pentru a circula cu acele simboluri care... Și rizurile. Rizurile alea, așa, și pentru curiozitatea mea și sigur a telespectatorului nostru, cum o măsurați? Aveți șubler? Aveți o Există măsură ceva? Specială. Care și v-au dotat șefii cu așa ceva sau așa la ochi? Cum procedați? Registră auto. Deci, și aceste controle, deci asta cred că acum derivă din discuția noastră, faceți neapărat cu registru auto sau și fără ei? Se pot face și cu registru auto, dar și fără, deci independent. Referitor la uzură, cu registru auto au Și când nu sunteți cu ei, cum constatați uzura aia?
la... Cauciucul are un limitator. Deci pe cauciuc există un limitator, o limită, unde se vede uzura cauciucului. Dacă este trecut de respectiva limită... Ce înseamnă limitatorul ăsta? Între rizuri are niște înălțătoare, să le spun așa. Niște... Deci, practic, nu putem discuta dacă agentul constată, spune că e așa și nu e așa, să fie ceva foarte clar. La... Expres în lege nu prevede uzura neapărată a învelopei. Dotarea acestuia cu amprilul de iarnă este aplicabilă legea și se ridică talonul mașinii. Deci asta vreau din toată emisiunea asta noastră, când terminăm, telespectatorii noștri să poate să ne fie, dau un telefon să zică lămuriți, să fie lămuriți că expresă legea făcută pentru a fi dotate autovehicule sau turismele, mă ne referim la cele patru anvelope, să fie cu cauciucuri de iarnă, nu uzura neapărat a anvelopei. Păi, și dacă e o anvelopă uzată, degeaba e mai cauciuc de iarnă, domnule. Este normal că trebuie să fie și anvelopa să fie... Dar acum și eu mă gândesc, fiecare se gândește la siguranța sa și nu riscă... O sancțiune mare și... În primul rând sancțiunea și după la... aceea siguranța lui și a celor cu care circulă. Și deplasarea la DEVA pentru a se... a merge la registrul automobil pentru a pune dovada că a schimbat anvelopele, după care la poliția rutieră pentru a ridica talonul de matriculare al mașinii. În plus față de cele... De ceea ce sancțiunea care este complementară, ridica talonul de matriculare al mașinii. Mai avem ceva de spus aici? Am spus sancțiuni, obligativități? Domnul Strama, mai completăm ceva? Da. Ce ar trebui să știe telespectatorii noștri? Mai fi de completat. La autovehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3 tone jumate și autovehiculele destinate transportului de persoane cu locuri peste 8+1, acele roți de tracțiune, roțile osii de tracțiune sau osilor de tracțiune, trebuie echipate cu anvelope de iarnă, cu dispozitive antiderapante omologate sau cu lanțuri. Acum mai apare o problemă. În cazurile în care aceste autovehicule de tonaj greu, să le spunem, peste 12 tone, da? Avem autovehicule până la 60-80 de tone. Tirurile. Da? Când circulă și sunt echipate cu lanțuri, iar carosabilul nu este acoperit cu zăpadă, gheață, riscă și ei o sancțiune, sunt pasibili de o sancțiune, care are cuantumul cuprins între 2.500 și 4.000 de lei. De asemenea, aceeași categorie care am enumerat-o mai anterior, are aceeași sancțiune cuprinsă între 2.500 de lei și 4.000 de lei. Discutăm deja de ordonanța 109/2005, modificată, care se referă exact la transportul de mărfuri și transportul de persoane peste 8+1 locuri. Deci astea ar fi autocarele, trebuie să înțelegem, autocarele, da? Microbuzele, care sunt peste 8+1, autotrenurile, tirurile, autovehicule cu masa peste 3 tone jumate. Deci trebuie reținut faptul că și măsurile, să spunem, poate în ghilimele, abuzive de a monta lanțuri, da, pe care o stabil uscat, prin aceeași ordonanță a Guvernului, numărul 5, se modifică și hotărârea de guvern, cum am spus anterior, care face referire la drumuri, deci la regimul juridic al drumurilor, iar drumurile poate să fie afectate prin aceste lanțuri care circulă pe partea carosabilă și atunci uzura apare. Apare o noutate referitor și la această chestiune, în sensul că societatea de transport care dispune acest transport va fi obligată să plătească și daunele drumului. Devizul va fi făcut de către administratorul drumului public. Lucru care este circulă valabil în contextul legii, domnule Strama, sau domnule Papuc, dacă vreți să completați, și la cei care sunt găsiți fără cauciucuri de iarnă, provoacă un accident. Da, asta am vrut să mă refer eu, dacă în cazul în care s-a comis un accident rutier cu pagube materiale și cel care
a fost implicat în accident și nu are montate pe mașină cauciucuri de iarnă, este pasibil de... Este obligat, nu pasibil, că e clar. E obligat să despăgubească pe cel care este nevinovat. Firma adică de asigurări... Societatea de drumuri sau... Da. Șofii. Și firma de asigurări nu mai face, nu au rolul de a despăgubi persoanele sau autovehicule care au fost avarate de către cel vinovat. Iar sunt și cazuri când din accident rezultă și avarierea părții laterale a drumului carosabil sau alte zone din partea drumului, partea carosabilă, care cel vinovat va suporta. Și alte distrugeri. Da, alte distrugeri. Garduri, mă refer, poduri, poate clădiri sau da, indicatoare, rutiere sau alte... Sau poate chiar case, că am văzut și da, clădiri, mașini da, care aterizează în patul oamenilor. În... A fost la noi cazul când a intrat acum recent în zona Dincă, la primul generator de spre Lupeni, a intrat cu, casa, cu mașina direct în... în sala martorilor, legatul martorilor lui Jehova. A ajuns chiar în clădirea de la Dincă, din zona Dincă. Unde o fi fost Jehova, domnule Papu? Nu știu, asta poate să spună șoferul care a avut o viteză de n-a putut să oprească. N-ați trecut în procesul verbal acolo, ceva de genul ăsta? Nu am trecut de Jehova, am trecut numai că nu a avut o viteză corespunzătoare pentru a evita pericolul iminent care l-a produs. Recent, acum o săptămână. Fond de derapaj, ceva? Fond de viteză și derapaj, fiind carosabil umed, viteza excesivă. Poate ne spuneți mai mult și despre acest caz și alte cazuri, să finalizăm da, prezentarea legii cu cauciucurile de iarnă și trecem după aceea cu fiecare pe problematică și poate ne și dați exemple concrete din da, activitatea din pe care o aveți în teren. Deci aici mai completăm, domnul Strama. Aș mai dori să da, completăm un aspect foarte important, zic eu. Aceeași ordonanță numărul 5 modifică, cum am spus, hotărârea de guvern din 1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin aceea că în momentul în care drumul se blochează datorită unui autovehicul de mare tonaj, să zicem, care nu este echipat de iarnă, toată cheltuiala suferită pentru deblocarea drumului, pentru degajare, pentru cei care staționează și tot ce implică pentru chestiunea aceasta, reveni la normalitate. Pentru a reveni la normalitate, va fi suportat de către cel vinovat. Cel vinovat. Deci în către persoana fizică, șofer, deci asta voiam să specific, sau societatea fizică, de care aparține... Sau persoana juridică. După deci, firma de transport. Rămâne, cine stabilește acest lucru? Polițistul de la rutieră? Polițistul sau? Care întocmește procesul verbal de constatare face referire, este obligat să facă referire și la acest aspect, după ce, bineînțeles, va lua legătura cu administratorul drumului public și se va stabili de către aceștia devizul cu cheltuielile aferente. Întrebarea se referea la cel care plătește, șoferul sau societatea? În cazul în care autovehicul este condus de o persoană fizică, este deținută de către o persoană fizică, acea persoană fizică va răspunde și va suporta cheltuielile. Dacă acel autovehicul este înmatriculat, este deținut de o persoană juridică, acea persoană juridică se va face vinovată și va achita costul. E treaba societății respective, a patronului, să spună sigur, sigur. Da, sigur că da. Devizul dacă... va fi înaintat de către administratorul drumului public în termen de maxim 15 zile spre decontare. De către societății. Societate sau persoana fizică care are... Domnul Nișcoci, mai spunem ceva aici? Un lucru ar mai fi de spus la ce ați constatat la Vetrila, lumea în general au început este receptivă la da, foarte multă lume în ultima perioadă schimbat cauciucurile a trecut la cauciucuri de iarnă. Problema care se plânge toată lumea, nu prea găsesc unele dimensiuni. Dacă avem atâtea mărci de mașini, tipuri și variante de mașini. Diferite dimensiuni care unele dintre ele nu se găsesc. Chiar și noi am căutat, nu s-au găsit. Au întrebat în cazul acesta ce fac. Exact cum spune legea,
Nu circulă. Atâta timp cât nu este carosabilul acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, se poate circula. Mai este un fenomen la vulcan, dacă dumneavoastră sunteți în zonă și eu sunt în vulcan, acele turnuri de la Paroșeni, care pătim de noapte din cauza condensului, se așează pe carosabil, se formează polei și e pasibil de a comite accident rutier. Iar el nu e echipat cu cauciucuri de iarnă, crezând că în alte zone e uscat, ca și cum e acum. 100 de metri de... Nici 100 de metri, e cam aproximativ 50-60 de metri. Vedeți, aici este o... Și am avut un caz recent acum, care un auto utilitară Dacia circula dinspre Petroșan, spre Lupeni, a plonjat peste gardul Seiei Paroșin, direct în incinta acesteia. Da, dar acolo cred că nu din cauza poleiului neapărat, ci din cauza vitezei, ca să facă o astfel de cascadorie. Viteza nu se poate stabili decât numai prin un aparat certificat omologat, dar urmările a fost din cauza viteze, să fim serioși, că așa nu și fost. Nu, ne trebuie neapărat un aparat omologat ca să ne dăm seama că avea viteză și, da, și a făcut ce nu trebuia acolo în momentul respectiv. Spre norocul celor doi care au fost în autovehicul, nu au fost cu vătămări corporale. A fost mai pagube materiale, majore, și distrugerea chiar mare a gardului uzinei Paroșeni. Cu toate că auto-utilitarul era echipat cu cauciucuri de iarnă. Dar, vedeți, dumneavoastră, viteza a depășit limita cauciucurilor și... În acest caz, stricăciunea nu mai plătește... Nu, plătește firma de asigurare în care unde autovehicul este asigurat. Deci asta este, și cred că trebuie să subliniem telespectatorilor noștri, în cazul în care se produce un accident cu consecințe, știu eu, victime, stricăciuni materiale, dacă nu are cauciucuri de iarnă, plătește și stricăciunile și societatea de asigurări nu se mai implică și în această cheltuială. Da. Dacă nu, atunci, dacă are și consecințele sunt cele care se constată, conform contractului cu societatea respectivă de asigurare, plătește... Despăgubește toate felurile de avarii și de vătămări, dacă sunt vătămări corporale sau dacă sunt avare, mă refer la pagube materiale, autovehiculor sau părțile laterale al drumului public. Domnul Iscoci, mai spunem ceva aici? Ne apropiem de prima pauză publicitară ca să încheiem înainte de... Un singur lucru ar mai fi de spus, în prezenta ordonanță numărul 5 nu se face referire la o anumită perioadă a anului când sunt necesare cauciucurile de iarnă. Deci doar deci este specificat, faptul, intră în vigoare când începe vigoare, practic această obligativitate, dar nu se spune până când sau în ce perioadă. Nu face referire la anumită perioadă anului, spune doar dacă carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, sunt obligatorii cauciucurile de iarnă. Sigur, această lege a fost făcută de conducători auto sau de cunoscători în domeniu, dacă este atât de ambiguă, totuși multe sunt punctele unde rămân în discuție. Nu este foarte clar, concis, așa cum vedem totuși la alții legi în mai multe domenii. Eu vă propun să încheiem aici. Dacă în timpul pauzei publicitare vă mai aduceți aminte, după publicitate mai completăm ce trebuie să spunem aici la cauciucurile de iarnă și după aceea trecem la problemele pe care le aveți fiecare în teritoriu. Hotel Rusu, rafinament la înălțime, confort la un alt standard. Relaxare și dinamică în aer liber, explorează parângul de pe schiuri și din viteza sanii cu motor. Adrenalină în parâng, în orice anotim, confort la Hotel Rusu.
Lasă-te pe mâna noastră! Noi muncim pentru tine! Calitatea serviciilor noastre se vede prin ferestrele dumneavoastră. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Tare asta! George ar fi mutat dama la C2 și era man. Este mutarea ta, fără etnobotanice. Absentul. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. O fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Am revenit în studio, stimați telespectatori. Discutăm în această seară despre obligativitatea dotării mașinilor cu cauciucuri de iarnă și legea care obligă conducătorii auto ca de la 1 noiembrie să își echipeze mașinile cu aceste cauciucuri de iarnă. Invitații serii îi reamintesc pentru aceia care nu ne-ați urmărit de la început. Agent șef adjunct Emil Cristian Strama de la Poliția Rutieră Lupeni, agent șef principal Mihai Papuc de la Poliția Rutieră Vulcan și agentul principal Adrian Marius Mișcoci de la Poliția Rutieră Petrila. Aștept în continuare întrebările dumneavoastră, scurtele comentarii pe tema pe care o avem în discuție. 0724 890163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri. tvparang@yahoo.com pentru e-mail-uri și 0254 543 774, numărul de telefon fix cu tarif normal pentru intervenții în direct. O să rog colegii mei din tehnic, dacă sunt solicitări, să ne facă legătura. Am primit și două intervenții din partea telespectatorilor. Domnilor polițiști, cum îmi demonstrați ce cauciucuri am avut dacă eu le schimb după controlul dumneavoastră și după aplicarea sancțiunii în caz de contestație? O întrebare interesantă. Românesc. Iată, da, stil românesc, sigur. O să vă rog să răspundeți fiecare, să vă expuneți punctul de vedere legat de întrebarea telespectatorului nostru. Da, odată cu constatarea faptei, agentul constatator, bineînțeles că se va asigura ca cele constatate de el să aibă susținere într-o instanță de judecată. Sigur că da. Probele pot să fie începând de la un aparat foto, o cameră video, proba cu martori, probe acceptate în orice instanță de judecată. Dar cred că cel mai important ar fi să conștientizăm că siguranța noastră ar trebui să conteze, să nu ne gândim în primul rând la contestații, nu suntem puși în stradă să dăm sancțiuni, nu suntem puși în stradă să reținem certificate de înmatriculare, suntem puși în stradă pentru a
preveni evenimentele rutiere. De fapt, asta este și scopul nostru principal, reducerea evenimentelor rutiere, reducerea accidentelor rutiere. Consider că aceste anvelope vor preveni în sezonul rece evenimentele rutiere. Aș mai dori să fac o precizare legată de recomandarea producătorilor de anvelope, care recomandă montarea acestor anvelope de iarnă când, când temperatura scade sub plus 7 grade. Deci chiar dacă nu este mis zăpadă, polei, așa, este... Deci carosabilul poate să fie uscat. Când afară este o temperatură de minus 10 grade, compoziția anvelopei de iarnă este mult mai moale, are o altă aderență la acel asfalt. Sau suprafața carosabilă fiind din ce va fi, din beton, din asfalt, din ce ar fi. Este recomandarea producătorilor de autovehicule și bănuiesc că nu este făcută degeaba. Sigur, după criterii științifice. Cu certitudine că au influență. Domnul Papuc, s-o luăm de la stânga la dreapta. Punctul de vedere privitor la întrebarea telespectatorului nostru. Cum a menționat și colegul meu, Emil, sunt probe care și prin Martos sau prin probe certificate prin aparate foto, video sau printr-un martor care este de față, și ocular, constatare și constatare directă a lucrătorilor de poliție, rutier sau cel desemnat să fie rutier, că sunt și polițiști desemnați rutieri de la ordine publică, de la alte formațiuni sau birouri de poliție. Care au drept de control. Drept de control rutier. Recomandarea noastră este să le monteze cauciucul de iarnă pentru siguranța lor și a familiilor. Nu pentru siguranța noastră, a polițiștilor, sau că nu suntem noi, nu avem target nici la sancțiuni, nici nu avem plan de amenzi. Revin și cu un exemplu grăitor în acest sens. În 2010, în ianuarie, în zona Paroșeni, la termocentrală, din cauza neechipării unui autoturism Ford Escort, a derapat, venind dinspre Lupeni, spre Petroșani, a putut pe sens opus și a luit un autoturism Cielo încărcat sau în interior se aflau un apidac, se aflau 6 persoane și au rezultat 8 victime dintr-un singur eveniment rutier, dintre care 3 au fost grave, iar 5 au fost ușoare, pe fondul că nu a fost echipat autoturismul cu anvelope de iarnă. Corespunzător. Condițiilor de trafic și da, și atunci în 2010, tot în zona Paroșeni, v-am spus, era zăpadă și din cauza de la turnul de la uzină la condensul se face polei, frecvent polei. Este atenționat sau este avertizat cu indicator atenție polei și dinspre Lupeni și dinspre Vulcan spre Lupeni, dar unii ignoră aceste avertizări și e o zonă unde se poate deplasa mai puternic și mai tare și se întâmplă drumul eveniment. Mai drept și îl îndeamnă. Se întâmplă evenimente rutiere. Dar, v-am spus, acolo sunt eu un fel de capcană, cum se spune, din cauza poleiului care se face din cauza condensului de la aburi, de la cazane. Trebuie să fii conștient, domnule Papuc, să respect ceea ce trebuie și cu pentru ei se cunoaște, mai ales pentru cei din Valea Jiului este cunoscută acea zonă și, sigur, dacă nu ești terghilist sau cine sunt eu, probabil, nu putem vorbi neapărat de inconștiență, că știm. De și putem preveni dacă... De exemplu, asta a fost în Vulcan, a fost registrul autorămân Hunedoara, împreună cu lucrătorii de la Vulcan, eu și colegul meu Haiduc, am făcut o acțiune pe defecțiuni tehnice. Nu s-a marșat pe cauciucuri de iarnă, întrucât carosabilul nu era acoperit cu polei, gheață sau zăpadă, dar recomandarea noastră a fost să se echipeze aceste autovehicule sau turisme. Dintre mașinile controlate, l-am întrebat și pe domnul Mișcoci cum este la Petrila. Ce ați constatat? În general, sunt echipate sau încă... În proporție de 40-50% sunt echipate cu cauciucuri de iarnă. Restul stau restul din celălalt stau și așteaptă să vină iarnă. Efectiv să vină iarnă, cu zăpadă. Domnul Mișcoci.
relata colegii care sunt metodele, ținându-se cont că și procesul verbal este un mijloc material de probă. Este primul mijloc material de probă, chiar de agentul constatator. În caz de... Acolo este și semnătura contravenientului. Da, are mențiuni, obiecțiuni. Are rubrica de mențiuni, obiecțiuni, care se menționează în procesul verbal, mențiunile referitoare la ce se menționează în respectivul proces verbal. Sunt martori, sunt mijloacele tehnice. Bine, sunt, dar în momentul ăla dacă nu sunt. Eu așa am înțeles. Și mai este o regulă. Când s-a făcut constatarea directă de către organul de poliție sau lucrătorul de poliție, îi se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. El nu mai poate circula cu mașina decât... Nici de acolo, de la locul... Acolo, decât pe platformă sau tractată. Nu mai are drept de circulație. Dovada este fără drept de circulație. Platforma este cea mai sigură. După lege, dacă să meargă după lege. Este aplică sancțiunea contravențională și măsura complementară de a-i se reține circuit matriculare și fără drept de circulație, cu o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Deci este o altă consecință a când nu respectării legii, obligativității echipării cu cauciucuri de iarnă, pe lângă celelalte care am zis amendă de 603 lei. Deva, nu știu ce. Registrul autoromân, ca să confirme că autovehicul este echipat cu cauciucuri de iarnă și după și aia, pentru această confirmare neapărat trebuie să registrul autoromân fie prezent este la Deva. Este singurul autorizat să pună Da, cum face treaba asta, domnule Papuc? Spuneați mai înainte că îi se ridică dreptul de circulație. Pe cum platformă. Pe platformă. E cam complicat. Cam dureros. Așa spune în lege, așa trebuie făcut. Cam complicat. Se echipeze și... Foarte simplu, ne echipăm și... Am scăpat de tot. Ei bine, dăm răspuns la domnul care... Nu chiar foarte simplu. Domnul Nemece, dăm răspuns la domnul care a pus întrebarea cum poate fenta sau ocoli această lege. Ocolește o zi, două, bine, trei. Nu a fost întrebarea așa, poate fenta sau ocoli legea. A pus o întrebare interesantă, am găsit eu așa. Și noi noi răspundem în care... tot interesant că dacă nu o echipează cu anvelope de iarnă, pasibil să meargă după certificat de matriculare cu platforma la Deva. Chiar colegul Strama spunea că este o întrebare specific și gândire, românească, sigur, da. Românească, sigur. Trebuie să ne caracterizeze ceva în mod deosebit, domnule Papuc, așa că... Așa, am mai primit de la colegi încă o întrebare. Îi dau citire. Dacă am cauciucuri de iarnă și nu am CTC-ul sau ștampila de la un service auto și mă oprește un agent circulând prin zăpadă și cu lanțuri pe roți, ce risc? Nu este niciunde specificat să aibă asupra lui un document prin care să ateste că a fost sau a montat cauciucuri de iarnă. Singurele care ateste simbolurile de iarnă și cauciucurile în spețe găsit de iarnă. E cauciucul însuși. Da. Că, de exemplu, poate să aibă de acum 2 sau 3 ani cauciucurile și nu are acel bon sau acea chitanță pe care a montat la un serviciu sau a cumpărat anvelope. Nu spune niciunde că trebuie să aibă la el expres un document ca să ateste de unde sunt anvelopele. Deci polițistul de la rutieră nu are dreptul și nici nu, numai dacă știu eu, din exces de zel sau... Dar nu este stipulat în lege așa ceva. Nu este legal. Deci legea spune clar, să fie echipată cu cauciucuri de iarnă, cu anvelope de iarnă. Atât. Punct. La autoturisme. MS, steluță, full de zăpadă, nu știu ce, pe așa, da. Și sigur să nu fie șterse. Șterse... să fie uzate peste limita normal admisă. Și cu asta a încheiat dialogul cu polițistul. Și polițistul cu cetățeanul. Și mai complet aici, telespectatorul nostru, dacă are lanțuri pe roți, ce riscă? Cum a spus colegul, dacă
sunt de tonaj mare și circulă pe care... Dacă am cauciucuri de iarnă și nu am CTC-ul, aici am lămurit această problemă, că nu este o obligativitate cu ștampila de la service, cu nu știu ce, și mă oprește un agent circulând prin zăpadă și cu lanțuri pe roți, ce risc? Nu e sancțiune, este încă indicat să circule cu lanțuri dacă e zăpadă. Dacă este zăpadă. Nu este sancțiune. Deci numai risc, dacă... risc eventual o felicitare din partea polițistului. Se asigură dacă... pentru el și pentru el că este mașina în siguranță și nu comite un accident rutier. Cum a spus colegul, dacă sunt cele de tonaj mare și circulă cu lanțuri pe carosabil uscat, atunci este sancțiune. Invers, la turisme, nu. Ați întâlnit și asemenea aspecte să circule cu lanțuri pe drum uscat? Da. De a fost la a urcat la Pasul Vulcan și a coborât în oraș și nu a mai luat lanțurile de pe. Nu a mai luat lanțurile de pe. E bine, aici este lipsă de rațiune, dacă problema lanțurilor grele. Se pune problema unui lanț omologat pentru un autovehicul, un turism, de exemplu, care circulă garantat că nu va produce nicio pagubă părții carosabile, dar când circulă un autovehicul de 40 de tone și lanțurile are de transportor de mină, atunci de mină, garantat că vor fi ceva probleme. Da, cred că mai avem o adresă, o să rog colegii să-mi aducă să-i dăm citire. Domnul Mișcoci, mai comentăm ceva aici la... Nu, au spus colegii. Ca să nu vă marginalizăm așa către Petrila încolo, că Petrila este așa mai într-o extremă a Văjiului să... No, să îmi dai, te rog, întrebarea, să îi dăm citire telespectatorilor noștri. De fapt, întrebarea e două, sunt două întrebări. Cauciucul pe care scrie al... All season. M plus S sunt acceptate ca fiind de iarnă? Da. Cum este precizat în lege, numai cele pe care este inscripționat all season nu sunt acceptate. Dar dacă au simbolurile MS, și unul dintre simbolurile MS, sunt valabile. Și dacă este fără MS? Fără MS nu sunt valabile. Nu sunt valabile. Nu sunt considerate cauciucul de iarnă. Așa, aici mai avem o întrebare, am să-i dau citire pentru că îi dăm citire la toate, dar probabil este un telespectator care este puțin nervos sau nu știu dacă are... A fost sancționat. Are vreo sancțiune, sigur. Nu așa se exprimă într-o emisiune sau pentru o emisiune publică, stimate telespectatori sau telespectatoare. Dumnealor, sunt totuși niște reprezentanți ai statului și trebuie să le respectăm atât personalitatea cât și uniforma. Dacă cineva are ceva cu ei, sigur sunt alte metode de a se adresa șefilor instituției sau așa mai departe. Deci am spus, îi dau citire, nu facem niciun comentariu. O să mulțumim după emisiune și telespectatorii sau telespectatorului de unde vine această intervenție. Spune așa, să vă fie rușine, voi sunteți polițiști, mâncați banii poporului degeaba. Dă-mi, te rog, mai avem ceva intervenții, să le prezentăm și pe acestea. Un telespectator zice așa, îmi permiteți să vă contrazic, când s-a dat legea, s-a și discutat despre treaba asta, deci se pare că nu știți despre ce vorbiți, domnule Papuc. Nu prea înțeleg la ce se referă telespectatorul nostru. Despre ce vorbește domnul Papuc? Am rugămintea, reveniți, specificați, îi dăm citire și o să îl rog pe domnul Papuc să ne răspundă. O altă intervenție, să trăiți, o să circulăm din aprilie, o seară plăcută, vă doresc. Mulțumim telespectatorului nostru, este decizia dumnealui, e bine că se gândește să circule în siguranță pentru domnia sa și a celor cu care va fi în mașină.
Deci, legat de domnul Papuc, am rugămintea revenit și specificați concret despre ce este vorba, să vă putem răspunde la concret. Am prezentat respiratorul noștri multe puncte pe care ni le-am propus să le discutăm. Dacă vor mai veni întrebări, intervenții, așa mai am aici, domnule Papuc, o intervenție din partea unui telespectator, telespectatoare, nu știu. Oricum mă gândesc că este participant sau participant de la traficul rutier din Vulcan. Vă salut, domnule Papuc. Nu este nicio semnătură. La fel ca întotdeauna am rugămintea să vă semnați dacă doriți, ca să vă și mulțumim personal pentru intervenția. Să începem punctele prezentate telespectatorilor noștri. Cred că ar fi interesant, nu s-a discutat, n-am mai auzit niciun comentariu pe acest fond. Călătorim în Uniunea Europeană. Care sunt documentele de care avem nevoie și ce putem transporta în portbagajul mașinii ca să nu avem probleme nici la lucrătorii vamali care eventual ne controlează sau polițiștii de la rutieră din țările pe care le tranzităm. Documentele necesare circulației în Uniunea Europeană, în orice țară, în orice stat străin, odată documentul important... Ca și conducător auto, din punctul de vedere internațional. Da. Documentul important este actul de identitate, în primul rând. Acum, circulând în Uniunea Europeană, putem folosi doar actul de identitate, nu este necesar pașaport. Cartea de identitate. Doar cu cartea de identitate. Ne lovim de ceilalți care nu sunt membri ai Uniunii Europene și atunci ne trebuie pentru accedere în acel stat pașaportul. Acestea sunt primele două documente. Garantat permisul de conducere. Dacă statul în care dorim să ne deplasăm este semnatar al Convenției de la Geneva, din 1978, cred, atunci nu este necesar, nu este valabil doar permisul nostru național. Dacă acel stat nu este semnatar și ne lovim aici de Orientul Mijlociu, de China, Japonia, alte state... Aici problema se referă la statele Uniunii Europene. Permisul de conducere. N-am înțeles atunci exact întrebarea. Dacă în statele Uniunii Europene avem nevoie de permisul nostru național, asigurarea RCA pentru pagube produse terților, care este însoțită și de cartea verde, și autovehiculul, bineînțeles, să fie inspectat din punct de vedere tehnic. Să avem acea inspecție tehnică periodică valabilă. Și atunci, care cu documentele... Este care este trecut pe certificatul de matriculare al vehiculului. Și atunci, din punctul acesta de vedere, suntem în regulă cu documentul. Și asigurarea medicală, asta nu este obligatorie, este facultativă. Este cu totul altceva. Ce putem transporta în portbagaj? Referitor la transportul bunurilor? Putem transporta orice, atât timp... Domnul Umiai, ne spuneți dumneavoastră ca să... Da, referitor la ce transport, pe colegul Streama, da. Referitor la transportul de bunuri sau obiecte, tot ce este legal la noi în țară se poate transporta și în alte state. Membre europene, mă refer, care dumneavoastră aveți referire acolo la... Da, Uniunea Europeană, țările membre ale Uniunii Europene. Nu interdicțiile se referă în primul rând la alcool, tutun... Da, peste limita care este admisă. Bine, eventual o să mai revenim dacă o să avem întrebări sau nelămuriri din partea telespectatorilor noștri pe acest fond. Să discutăm puțin despre centura de siguranță, domnule Mișcoci. Cine nu este obligat să o poarte, obligativitatea purtării acestei centuri de siguranță. Obligativitatea este prevăzută la articolul 36 aliniat 1, unde se și prevede o sancțiune contravențională cuprinsă între 2-3 puncte amendă, de la 134 la 201 lei și 2 puncte penalizare pentru conducătorul auto, dar sunt exceptate femeile vizibil gravide și persoanele care dețin certificate medicale.
în acest sens. Și ce caracterizează activitatea de taximetrie? Și taximetriști în timpul efectuării curselor. Avem și o întrebare exact pe acest fond. O să vă rog să răspundeți. Dacă mașina are centuri de siguranță în spate, este obligatoriu să le punem? Da, este obligatoriu. Legea prevede că sunt autoturismele care sunt dotate și cu centuri de siguranță și în spate, se folosesc și în spate, deci sunt obligatorii. Dacă opriți o mașină și are centuri montate în spate și nu sunt... Pasagerii vor fi sancționați contravențional. Nu șoferul, pasagerul care nu... auto, ci pasagerul. Fiecare ați avut este cazuri concrete da, în... Da, am avut. Pasager și spate, dreapta, și amendați dat acolo. Da. Cât e pasibil? 134 de lei, deci două puncte de amendă și jumătate. Da, punctele de amendă le ia șoferul, mă gândesc. Nu, punctele amendă se dau la persoana care nu folosește centura. Conducătorul și dacă auto, nu-i șofer? Sau cum? Nu, conducătorul distinție. Auto nu răspunde. Puncte amendă și fiecare, puncte penalizare. Deci sunt puncte penalizare care se dau, se acordă șoferului, în cazul în care nu folosește centura de siguranță. El când nu folosește. Când nu folosește el, da. Dar dacă în autoturism există un pasager care nu folosește centura de siguranță, conducătorul auto nu este sancționat. Este sancționată persoana care nu folosește. Și aceste două puncte de penalizare în bani e... 1.000.000 și ceva. Nu. 134 de lei. 1.300.000. Stai să ne înțelegem. Puncte amendă este una, punct și penalizare puncte... este altceva. Da, e două, cum se zice. Da, este sancțiune complementară. Conducătorul auto este pasibil și de puncte amendă și de puncte penalizare. Iar cel care nu este conducător auto, numai punct de amendă. Vis-a-vis de ce am simțit dat dumneavoastră. Nu e valabil și aici un avertisment, un ceva neapărat? Gata, se poate aplica la... și avertisment pentru că cel care nu este conducător auto nu poate să ia un avertisment pentru că nu sunt puncte de penalizare. Se poate aplica. Unde sunt puncte de penalizare nu se poate aplica avertisment. Pentru ce optați, de exemplu, când opriți pe cineva așa... Dați dovadă de înțelegere, de clemență, de sau de eventual, mai, de chiar mult, știu eu, halo, domnul, de data multe viitoare ori să nu vă prind, să așa fiți conștienți că... Și avertizmentul verbal este o sancțiune, nu că nu se face referire la ea, nu e scriptic, dar și asta e o sancțiune. Se poate aplica și o sancțiune verbală, un avertizment verbal, vă rugăm să purtați centura pe viitor. Numai la cei care sunt pasageri, nu și la conducătorul auto. E bine, sigur, la conducătorul auto are alt statut și mai ales... Unde sunt puncte de penalizare, trebuie să aplicăm și puncte de amendă. Am insistat puțin, domnule Papuc, acum aveți o experiență de mulți ani de zile. Mulți dintre colegii dumneavoastră mai tineri, mulți spun, deci nu câțiva, au așa o satisfacție deosebită în a uita că mai există și avertismentul, mai există și atenționarea verbală și caz în care, sigur, ar trebui să se orienteze, pentru că dacă e un jmecheraș, un teribilist sau pe care dumneavoastră îi cunoașteți cu toții, îi aveți rămâne la aprecierea celor care acordă... Ar fi mai corect, mai sunt mulți pensionari, persoane în vârstă, care scot săracii mașina duminică să meargă la biserică. Uite-ți bună centura, oprește unul dintre tinerii dumneavoastră colegi și gata, domne, amendă, nu știu ce. Parcă este puțin exagerat. Mai multă stimă ați avea cu toții pe acest fond, pentru că pentru o greșeală sau, nu spun aparat, abuz, așa, o chestie tot de teribilist, să spun, din partea polițistului tânăr de la rutieră, pierdeți din imagine toți. Nu spune Gheorghe, spune polițistul de la rutieră. Aici cred că cei care sunteți mai în vârstă, mai poate așa, n-ar fi rău să mai discutați cu cei tineri sau să-i mai temperați în zelul lor. V-am spus, rămâne la aprecierea celui care aplică sancțiunea. Sigur, rămâne la aprecierea, numai această apreciere trebuie să fie și logică și domnul Stamacic. Dar mergem pe prezumția de nevinovăție și până la prima contrarie. Dar mă refer că, cum a spus dumneavoastră, cei mai în vârstă sunt întotdeauna și cei care respectă mai mult au mai multă regulă. Orientare și mai multă, dar ar trebui să aibă mai multă răbdare și înclinație și spre educația celor mai tineri.
Da. Lucru care, nu vorbesc de Valea Jiului, vorbesc de altă zonă, dar probabil și în Valea Jiului ar fi bine colaborarea între generații. Să fie mai strâns așa. Că sunteți într-un domeniu sensibil, am mai discutat și în alte emisiuni acest aspect. Practic, sunteți polițiștii cei mai expuși la frig, la căldură, la înjurături din partea celor din trafic, trafic. Fiți convins că nu ne vor iubi nimeni pentru că îi vom sancționa. Dar dacă dumneavoastră a spus că aplicăm și avertisment, posibil cel care să aplică un avertisment? Nu, eu am spus să aplicați mai des avertismentul, domnul Papuc. Acolo unde sigur se impune, pentru că în prima dată când nu s-a încălcat grav sau prima dată, domnul Papuc, eu nu sunt de acord prima dată să aplici o amendă. Poți, dacă, sigur, nu este grav, nu este o atenționare, face probabil mai mult și pentru om decât o amendă, pentru că îl înrăiești sau, nu știu, da. Domnul Strama, să folosesc, că folosesc mai mult termenul ăsta, e gândire specific românească. Deci, uite, ma, nu știu ce, când... Da, sunt și cazuri când în trafic conducătorul auto ne roagă să aplicăm sancțiunea cu avertisment. Dar le explicăm că unde sunt puncte penalizare, nu se poate aplica măsura sau sancțiunea cu avertisment. Și dumnealor nu înțeleg acest lucru. Domnul Papuc, totul e dispoziție, repet, dumneavoastră cunoașteți teribiliștii din trafic, da, cei autohtoni, nu pe mai toți, ales, dar... sigur, dar în marea majoritate. Și avertismentul ăsta ar trebui canalizat spre cei care... Da, se aplică avertismentul la o măsură minoră, nu chiar gravă, cum a spus dumneavoastră, minoră, să plecă și avertismentul. Depășim acest punct. Așa, deci domnule Mișcoți, am zis, dacă mașina are centru de siguranță în spate, este obligatoriu, am răspuns la această întrebare, da? Să mergem mai departe cu intervențiile, dar cred că suntem la momentul pauzei publicitare. Avem mai multe intervenții, o să le prezint după ce depășim publicitatea. Lasă-te pe mâna noastră! Noi muncim pentru tine! Calitatea serviciilor noastre se vede prin ferestrele dumneavoastră! Hotel Rusu, rafinament la înălțime, confort la un alt standard, relaxare și dinamică în aer liber, explorează parângul de pe schiuri și din viteza sanii cu motor. Adrenalină în parâng, în orice anotim, confort la Hotel Rusu. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Purtați centura de siguranță. Vă poate salva viața. Am revenit în studio, stimați telespectatori.
0254 543774, numărul de telefon fix cu tarif normal la care puteți intra în direct în emisiunea noastră. Sigur, pe lângă multitudinea de întrebări și intervenții care le-ați făcut, aștept în continuare întrebările sau intervențiile dumneavoastră cu scurte comentarii. 0724 890163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri, tvparanga@yahoo.com pentru e-mail-uri. Dau citire întrebărilor și intervențiilor pe care le-am primit până în acest moment. Bună seara! Dacă mașina nu este pe numele meu, risc să mi se ia certificatul? Mulțumesc! Da. Unde prevede expres. Probabil unde a prevede circulat cu cauciucuri mașină, fără... Deci, să fie mașina echipată cu cauciucuri de iarnă, da? Unde legea prevede expres reținerea certificatului matricular, se reține, cu toate că nu este pe numele lui. Se reține, se înaintează la serviciul rutier. Acel conducător auto nu poate ridica talonul mașinii decât cu proprietarul autoturismului. Deci se poate reține și lui talonul mașinii. Deci, practic, se reține talonul mașinii. N-ai importanța cui cine e. Cine poate să fie Papuc și... sau lui Mișcot sau lui nu știu cine. Da. Mașina interesează, nu conducătorul auto la... Se reține. Dacă legea prevede expres acest lucru, se poate reține. Se reține certificatul. Obligatoriu. Așa, aici o intervenție adresată domnului Mișcoci, probabil domnului Mișcoci din partea unei participante la traficul rutier din Petrila, da? Felicitări domnului Mișcoci pentru felul în care își face datoria, de astfel de polițiști este nevoie. Mulțumim, da. Sau vă las să ghiciți cine v-a adresat aceste felicitări. Mașinile ce aparțin poliției sunt echipate corespunzător? Da. La Vulcan. Sunt echipate corespunzător. Cauciucuri de iarnă, așa? Da, sunt... Putem face o echipă de control, să da, vedem, poate, MS, M, se poate, se poate verifica. Se poate verifica acest lucru și putem spune pe aceste cale că sunt și în, la DEVA, în, la inspectorat, antrenor de iarnă, care urmează să echipeze și celelalte care nu sunt echipate. Deci mai sunt și neechipate. O să întrebăm Lupeniu și Petrila cum stă situația la dumnealor. Nu, înainte de a asculta un telefon. Alo? Alo? Da? Bună seara! Bună seara! O întrebare cu legată de cauciucul ăsta de iarnă. Să ne spuneți, vă rog, și cu cine avem onoarea? Cu Ionuț. Ionuț. Ionuț din? Petrușan. De unde? Din Petroșani. Din Petroșani. Vă ascultăm, domnul Ionuț. Și o întrebare legată de cauciucurile pentru autoturismul Dacia Papuc, care în talon spus auto-utilitare. Da. E obligatoriu și fata sau doar partea tractoare, spatele? Este da, deci acest în contextul ceea ce au spus domnii polițiști, echipările obligatorii a părții tractoare. Exact. Da. Este singura întrebare? Da. Și mai am o întrebare pentru domnii polițiști. Dacă băieții care scufițe cu mașini tari, cu mașini grele, care trec pe lângă dâns și muzică la maxim, fără centuri... Adică teribiliștii ăștia de la care făceam trimitere, da? Exact. De ce nu se văd și nu sunt opriți? Și se întorc cu spatele. Și un om care vine regulamentar și vine, poate uita să-și pună centura, cum ziceați dumneavoastră, sau, mă rog, e tras pe dreapta și sancționat chiar la maxim. Da, am înțeles și această întrebare. Atât. Ce să vă spun? O seară bună și aștept răspuns. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție, vă aștept și cu alte ocazii, cu alte teme. O seară bună, sper că rămâneți alături de noi în continuare. Răspundem telespectatorilor noștri. Deci, prima dată, problema cu Papucu. Autoturismul, având masa maximă sub 3 tone jumate, trebuie echipat cu anvelope de iarnă pe toate cele patru roți. Deci, întrebare scurtă, clară. Sigur. Referința la echiparea obligatorie doar a roților tractoare este peste la mașinile peste 3 tone jumate. Mașină transformată. Peste deci, ca să și fie mașinile clar. 8 plus 1 locuri, peste 9 locuri. Ca locuri,
specificarea și cartonaj. Tonaj, da. 3,5 8 plus 1 și 3,5 tone. Să răspundem telespectatorului nostru la a doua întrebare. Domnul Mișcoci, domnul Papuc, domnul așa, foarte pe scurt. Da, deci nu s-a pus niciodată problema teribiliștilor, oamenilor cu bani, cum spun unele persoane, mașini puternice, să nu fie sancționate. Contravențional. A fost depistat în trafic, nu a avut centură. S-a luat măsura legală. A fost depistat de afară. Ați avut, sigur, da, aveți, pentru avut. Fiecare localitate. Acum pun și o întrebare așa. Am avut nenumărate cazuri în care... Ați avut, aveți și probabil o să aveți, pentru că teribilismul ăsta este specific. Este și a fost și va fi. Nu va dispare cât de curând în trafic. Domnul Strama? Consider că odată cu încălcarea unei norme rutiere, polițistul care constată direct acea faptă, sancționează fără, indiferent de culoare, indiferent de religie, indiferent de puterea materială, bine, indiferent de mașină. Bine, nostru făcea referire la cei care nu sunt voit văzuți, probabil, acum, de un agent sau... Acum ne mai lovim. Dau dovadă de prea multă toleranță față de aceste manifestări care există. Cu ocazia desfășurării serviciului, un singur exemplu, da? Poate că cetățeanul nostru vede un autoturism puternic care trece pe lângă tine cu viteză. Eu, neavând un aparat de măsurare a vitezei. În momentul respectiv. În momentul respectiv. Măsurarea... Poate să circule cu o viteză de... Și atunci, pe bună dreptate, cetățeanul zice, bine, domnule, uite-l pe X. E... Acolo nu am putere. Când vom fi dotați pe fiecare autovehicul din dotare să avem acel aparat, da, sigur, de măsurare. Sigur, acel fond, domnule Strama, spuneam înainte, vă cunoașteți teribiliștii, dacă trece, nu oprește, l-ați văzut, fapta în sine nu rămâne așa, mă gândesc, pentru că... Se poate aplica sancțiunea contravențională în termen de 6 luni de când a fost comisă și nu rămâne nesancționat. Dacă... Problema este, aveam în vedere probabil și legea, unde iar sunteți constrânși, faceți ceva, trebuie să și dovediți că așa trebuie este. Trebuie să avem acoperire legală, sigur că da. Dacă mai e cazul, mai revenim asupra temei, avem încă un telespectator la telefon, să-l ascultăm. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Din Petrășan, mă numesc Emilian și aș avea o întrebare. Da, domnule Emilian, vă ascultăm. Da. Am stat la Vulcan, pe drumul de jos, nu există acel indicator de începere de limitare de viteză cu 40, unde era la piață, la trecerea de pieton. Există în sensul spre Petroșan, iar în sensul de la Petroșan spre Lupeni, tot acolo acel indicator de sfârșit de limitare cu 40 este întors către preparația Coroiești. Altă întrebare... Atât, da? Mulțumesc mult, o seară plăcută. Și noi vă mulțumim mult pentru sesizare, pentru intervenție. Domnul Papuc, știți ceva? Da, la intrarea în Vulcan, în zona Mercur, este amplasat un indicator de 40 la oră. Iar în cazul care dumnealui sesizează că este întors indicator, voi anunța mâine cei de la ADP Vulcan, care se ocupă de indicatoare și de montare și de asta, să reglementeze situația care domnul ne-a sesizat. Aceste anomalii intenționat provocate sunt pot să spun de către cei care nu au bunul simț sau care n-au de lucru. E un fenomen, a fost un fenomen și este un fenomen la nivel național. Cu scrisul pe indicatoare, cu ver, cu asta, au fost identificați 5 tineri din Vulcan care noapte scriau pe indicatoare cu spray-ul grafite, da. Au fost identificați. Am înțeles că i-ați depistat, da. Și colegul meu, Alexa, i-a prins într-o seară pe toți 5. Care, 5 erau, gașcă. 5 care aveau mania de a scrie indicatoarele. Și se observă că au manie de le întoarce către zonele unde nu sunt vizibile, care se referea și le domnul... Le dereglează și... Da. Dar cine noi are obligativitatea de a sesiza aceste... Noi, Poliția Rutieră, îi facem informare către Primăria Municipiului Vulcan, iar în Șișa Postului și Poliția Locală, în patrularea lor, au
publicația să constate aceste lucruri. Deci mulțumim telespectatorul nostru pentru intervenția făcută. Se vor lua măsuri urgente pentru a imedia... Deci ați reținut și da, așteptăm și o confirmare din partea telespectatorului nostru dacă mai ajunge în zonă să vadă că s-a remediat. Mai ascultăm încă un telefon. Alo? Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Am și o întrebare. Ne spuneți cu cine avem onoarea? Da, sunt Cristina din Petroșani. Vă ascultăm. Am cumpărat o mașină acum câteva luni și nu am reușit să o trec pe numele meu. Pot să circul cu mașina? De ce n-ați reușit? N-am înțeles. De ce n-a reușit să treacă pe numele meu? Deci de ce n-ați reușit, întreabă domnul Strama, să treceți pe numele dumneavoastră? Am avut niște probleme financiare și nu am reușit încă. Era un termen pentru... Nu, nu, nu. Altă întrebare? Doar atâta. Doar atâta. Mulțumim mult pentru intervenție. Vă aștept și în altă emisiune. Domnul Strama. Deci obligația cumpărătorului, în momentul în care achiziționează un autovehicul, are obligația în termen de 30 de zile să efectueze transferul de proprietate. Obligația vânzătorului este ca la vânzare, la întocmirea actului de vânzare-cumpărare, care este valabil tot 30 de zile, să înscrie pe certificatul de înmatriculare la rubrica înstrăinat către numele persoanei la care a înstrăinat-o și data la care s-a făcut această înstrăinare. Dacă noi, cu ocazia efectuării serviciului în teren, identificăm un certificat de înmatriculare cu acea perioadă expirată de 30 de zile, putem lua măsura sancționării și reținerii acelui certificat de înmatriculare. Problemele dânsei ar trebui să fi fost rezolvate în 30 de zile. Odată ce stabilim și să achiziționăm un autovehicul, bănuiesc că ne facem și calculele necesare pentru a putea să facem ceea ce ține de noi. Și este să... foarte important ca actele să fie în regulă. Sigur. Din mai multe puncte de vedere, inclusiv și dumneavoastră, știm și noi multe cazuri, când peste un an, doi, vin, domne, că i-am dat, că i-am nu știu ce înstrăinat. Trebuie știut faptul că toate sancțiunile sunt îndreptate către posesorul mașinii, de fapt, nu al posesorului... Da, acum legislația nu mai prevede radierea autovehiculului. Radierea autovehiculului se face doar la scoaterea definitivă din circulație. Fapt pentru care cel care achiziționează autovehiculul are obligația de a efectua transferul de proprietate. Efectuând acest transfer de proprietate, acum... autovehiculul trece în proprietatea mea cu tot ce derivă din acest contract. Cred că ați înțeles și vă veți conforma. Dacă se referă telespectatoarea noastră la faptul că acel contract de vânzare-cumpărare a expirat... Și aici valabilitatea este 30, 30 de zile. Da? Acel act va trebui renumit în termen și atunci va putea efectua transferul de proprietate pe numele dânsei. Deci, cred oricum, că... dacă termenul este depășit, nu poate pentru că documentul... Că nu este acceptat de către colegii de la Serviciul Public Comunitar de înmatriculare a vehiculului. Mai avem câteva intervenții, să le dau citire, ne apropiem de finalul emisiunii. Aici a revenit, cred că, telespectatorul nostru pe care l-am rugat să vină cu precizări. Mă refeream la CTC, adică la acea ștampilă provenită de la un service sau vulcanizare unde s-au schimbat anvelopele, așa s-a discutat la televizor. Când s-a dat acea lege, s-a spus clar, dacă nu avem acea ștampilă, suntem pasibili de amendă. La asta mă refeream și se pare că domnul Papuc îi... Nu înțeleg aici, cu aer, cu acea lege, cu stimă pentru ceilalți polițiști vizați. Vedeți, mințim lumea cu televizorul. Nu tot ceea ce se spune de multe ori la televizor este și așa, și acolo colegii mei de această dată probabil intră la creație și fac afirmații care n-au nicio legătură cu starea de fapt respectivă. Dar vă rog să comentați. Cum am mai menționat, nu stipulează nici în lege sau în un alt normativ că e nevoie de acel CTC sau un document prin care titularul mașinii a efectuat
să zicem că a făcut scris, adică am scris mașina, scuzați, a trecut mașina cu avioane de iarnă. Nu se poate să spun că este un document oficial, că nu este, nu stipulează în lege așa ceva. Așa, mergem mai departe. Un alt telespectator aici iarăși nu se semnează, spune așa. Onor poliției, onor omului polițist, sunt cei ce sunt mereu în slujba noastră. Mulțumesc, domnule Papuc, continuați să vă faceți datoria. Un alt telespectator sau telespectatoare, domnule Papuc, participantă la trafic rutier din Vulcan sau Valea Jiului. Mulțumesc. Așa, mai avem aici încă o intervenție. Vine de la Elena din Vulcan. O să îi dăm și aici citire, fără să mai facem alte comentarii. Dumneavoastră dați avertismente pe față sau faceți ca Sucilă, care m-a lucrat pe la spate pentru că nu a avut curaj, știind că e ilegal ceea ce face. Tot el se plânge prin ziare că e nedreptățit. Semnează Elena din Vulcan. Aceasta este intervenția. Cred că este totuși ceea ce se spune aici paralel temei pe care o avem în discuție. I-am dat citire, punem punct. Mai avem câteva minute până în finalul emisiunii. Eu vă propun să, foarte pe scurt de această dată, din păcate, vedeți, tot așa se întâmplă, ne propunem să discutăm foarte multe și minutele trec foarte repede. Dacă vom mai avea telefoane, le ascultăm. Dacă vom mai avea intervenții scrise, o să le dăm citire. Domnule Mișcoci, sancțiuni în cazul în care este depistat în trafic un conducător auto care nu are RCA. Da, în ordonanța de urgență 195/2002 privind regimul circulației se prevede la articolul 10 că este interzisă punerea în circulație pe drumurile publice autovehiculelor care nu au inspecție tehnică, precum și a celor care nu sunt asigurate pentru răspundere obligatorie civilă în caz de daună materială. Legea prevede o sancțiune contravențională între 9 și 20 puncte de amendă, adică între 603 lei și 1340 de lei, reținerea talonului, adică a certificatului cred de înmatriculare. Cred că aici ar fi bine, deși ne repetăm, să atenționăm telespectatorii noștri să înțeleagă care este corespondența între suma din punct de vedere valorii și aceste puncte. Eu, nu este între 9-20 puncte. Legea prevede o sancțiune între 1.000 și 3.000 de lei, am greșit, mă scuzați, reținerea certificatului de înmatriculare a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și imobilizarea autovehiculului. E normal, din moment ce se ridică plăcuțele de înmatriculare... Se eliberează dovadă fără drept de circulație. Cum face cu mașina să o repună în circulație după ce... Mașina totuși trebuie mișcată, tot cu platformă, cum se poate proceda? Domnul Papuc. Dacă achită contravaloarea asigurării obligatorie, se va deplasa la serviciul poliției rutiere din localitate unde este înmatriculată autovehiculul și cu dovada că a plătit asigurarea, îi se va restitui talonul mașinii cu care poate circula. Asta dacă Papuc constată această contravenție, la Papuc vine, Nu la Hunedoara, doar la serviciul rutier, nu deci la mine. La Deva. Noi înaintăm orice document referitor la permise, certificate și plăcuțe. Nimic, se trimite totul acolo și... Nici o poliție din Vale nu... Păi din Vale, din normal, din orice localitate, țara, da, sigur. Se ține evidența la serviciul poliției rutiere, la Deva, plăcuțe, permise și cu certificate. Deci la poliție, nu la... La poliția rutieră, nu la serviciul public comunitar. La poliția rutieră. Și aici de-aia insist să fie clar că multă lume... Serviciul public comunitar eliberează permise de conducere și certificate de matriculare și matriculează autovehicule. Iar poliția rutieră eliberează permise, verbale, certificate și cu plăcuțe în cazul care au fost reținute în trafic de către polițiști rutieri. Da. Domnul Mișcoci, mai completăm ceva? Am spus că este amenda între 1.000 și 3.000 de lei și reținerea
certificatul de înmatriculare la numerul. Deci asta prevede legea. Deci și aici ca... Da, poate, se poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minim. Adică 500 de lei. Tot mult. Foarte mult. Ce ar mai fi aici să mai depășim 2-3 minute până în finalul emisiunii? Mai avem 5-6 minute. Așa. Permisul autosuspendat. Cum și ce trebuie făcut dacă persoana respectivă dorește să-l obțină mai repede decât perioada de suspendare? Sunt condițiile. Trebuie să îndeplinească. Conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții pentru a putea să-l redobândească într-un termen scăzut față de cel inițial. Având ca exemplu circulația pe drumurile publice sub influența alcoolului. Sancțiunea este, se sancționează cu 9-20 de puncte amendă, măsură complementară, reținerea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile. Conducătorul auto care vrea să-l dobândească mai repede, să nu stea aceste 90 de zile, se prezintă la serviciul rutier pentru a susține acel examen de redobândire care constă într-un chestionar de 15 întrebări, dintre care trebuie deci să răspundă. Deci există și această posibilitate? Există această posibilitate să se reducă perioada de suspendare de la 90 de zile la minimum 30 de zile. Deci perioada nu poate fi mai mică de 30 de zile, perioada de suspendare. Se prezintă la serviciul poliției rutiere, susține un examen de redobândire, 15 întrebări, din care trebuie să răspundă corect la 13, să nu fi beneficiat de aceeași reducere, de aceeași reducere a perioadei de suspendare în perioada de 3 ani, să nu fie începător, adică să aibă permisul sub un an, ca și vechime. Asta ar fi în principal condițiile. Mai sunt cazuri, bineînțeles, sunt cazuri și unde nu se poate reduce acea perioadă de suspendare. Ne referim la trecerea la nivel cu cale ferată, unde se prevede expres 90 de zile. Suspendarea este de 90 de zile. Deci aici nu se pune în discuție. Nu se pune în discuție reducerea. Legiuitorul a considerat că este o faptă deosebit de gravă și atunci a sancționat cu suspendarea dreptului de a conduce autovehiculul pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile. Și mai este consumul de băuturi alcoolice pe referitor la circulația pe drumurile publice și implicarea conducătorului auto sub influența băuturilor alcoolice într-un accident de circulație din care a rezultat pagube materiale, de asemenea nu beneficiază de o perioadă de reducere. Astea sunt cazurile în care nu pot beneficia de această perioadă. Domnule Papuc sau domnul Mișcoci, foarte pe scurt, ce putem spune despre mașinile înmatriculate în Bulgaria? Și aici au fost niște discuții, cred că este bine oficial, să atenționăm pe oficial, referitor la circulația pe drumul publice autovehiculate în Bulgaria, nu este nimic oficial. Circulă ca orice autovehicul înscris în România, cu condiția să fie asigurat RCA, poliția RCA și să fie cu revizia tehnică, adică inspecția tehnică periodică să fie validă. Se punea problema limitării circulației acestor mașini. Da, pe 90 de zile, da. Că, dacă în trafic se constată în trafic așa, se întocmește un document, se trimite la serviciul rutier și după care, dacă pe 90 de zile se constată că a fost iar în trafic depistat, îi se reține documente și se înaintează prin ambasada în Bulgaria. Oficial nu este nimic, nici o lege nu s-a doar zvonuri la nivel de zvon. Toate aceste aspecte la se află în discuție, ca da, idee. Ca probabil, idee. Da. Ne apropiem, după cum spuneam, de finalul emisiunii. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că ne-am înțeles dacă este posibil și sunteți în zonă. O dată pe lună, la o lună și jumătate, să facem emisiuni pe această tematică, unde să explicăm telespectatorilor noștri problemele pe care doresc să le lămurească din surse sigure, să nu ne luăm după zvonuri, după comentariile unora care se pricep la toate, de la moașă comunală până la a fi agent de circulație.
câte un minut, o jumătate de minut de concluzii pe fondul discuțiilor purtate, domnule Strama, domnule Papuc și domnule Mișcoci, înainte de punctul final. Ce doriți să adresați telespectatorilor noștri, participanților la traficul rutier din Valea Jiului și cei care, sigur, tranzitează Valea Jiului, care nu urmăresc emisiunea noastră, dar așa, ca mesaj, poate le transmitați. Referitor la tema de astăzi, echiparea autovehiculelor cu anvelopele de iarnă, recomand echiparea acestor autovehicule. De acum, bineînțeles că temperatura de afară este propice pentru montarea acestor anvelope de iarnă. Cred în siguranța acestora, pentru că reduc perioada de trânare. Deci utilitatea, practic, utilitatea, sigur, că da, acestor anvelope de iarnă. Și aș recomanda celor care vor vizita stațiunea Straja în sezonul rece. Sezonul rece este foarte aproape, cătările de zăpadă vor și fi. Deja avem un drum județean 664A care face legătura între municipiul Lupeni și stațiunea Straja. Fiind un drum de munte, niciodată nu-l vom putea avea curat și uscat. Tot timpul pe acest segment de drum se va depune un strat de zăpadă, gheață. Și atunci aș recomanda tuturor, bineînțeles că este litera legii și va trebui respectată, dar să facă tot posibilul să nu acceadă la acest drum fără a fi echipați de iarnă. Domnul Papuc? Da, tuturor conducătorilor autorilor le recomand să fie prudenți în trafic, să aibă conduită preventivă vis-a-vis de circulația rutieră și să vină cât mai des în Vulcan, că este un oraș frumos, va fi un oraș de viitor, un oraș european. Acum se va poate deplasa și spre Plasul Vulcan cu autovehiculele. S-a dat în folosință și telegondola. Rugămintea este să echipeze mașinile cu cauciucuri de iarnă. E o porțiune din spre cartierul Murișoara înspre telegondola și mai sus, dacă vor să se deplaseze până în stațiunea Pasul Vulcan, cu mașinile să le echipeze corespunzător pentru sezonul de iarnă. Și încă o precizare, domnule Papuc, care trebuie să vină de la dumneavoastră, vă rog să atenționați pe cei care doresc să circule pe porțiunea de bulevard. Porțiunea cuprinsă între... Să spuneți dumneavoastră de când pot să... Porțiunea cuprinsă între fostul sau actualul complex bulevard și zona unic, mă refer la Banca Transilvania, va fi încă restricționat până în 20 noiembrie, când va fi deschis circulației rutiere. Până atunci se vor... Deci, efectua... atenție, sunt pasibili de amendă. Sunt montate indicatoare de acces interzis pe ambele zone, zona... Ambele sensuri. Ambele sensuri și zona CAP-ul, postul CAP-ul, bulevard și dincolo la unic, zona unic. Se vor executa încă lucrări pe bulevard de marcare și de terminarea lucrărilor și recomand să nu se poate circula pe acel semen de drum. Mai este puțin până în 20 noiembrie, când se va deschide și porțiunea între, cum am spus, restaurantul bulevard și zona unic. Când în mod oficial vom putea spune că în Vulcan vom avea, vulcăneni fiind spun, vom avea cel mai modern centru din Nu o spun Marea eu, o spun alții. A fost greu, a fost în luna lui februarie, tot se face lucrări, s-au făcut lucrări și s-au făcut lucrări. Este că... un merit pe drept adresat și mediatizat a administrației publice locale pentru acest proiect. Chiar și răutăcioșii care au comentat în mod negativ, nu știu dacă mai au ceva ce spune în altfel decât... Întotdeauna, se găsesc și lucruri, comentatori și pro și contra. Domnul Mișcoci? Bun. Referitor la cauciucurile de iarnă, le recomand conducătorilor auto să echipeze autoturismele cu aceste cauciucuri, să efectueze o verificare total autoturismelor, a venit sezonul rece, o pregătire tehnică pentru acest sezon. Este bine, antigel și toate celelalte. Verificarea totală autoturismului, pentru că se pot întâmpla mult. Sistemul de ventilație interioară, geamurile înghețate,
obstrucționează vederea, sunt cauze care pot provoca accidente. Stimați spectatori, aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Mulțumesc mult agentului șef adjunct Emil Cristian Strama de la Poliția Rutieră din Lupeni, domnului agent șef principal Mihai Papuc de la Poliția Rutieră Vulcan, domnului agent principal Adrian Marius Mișcoș de la Poliția Rutieră Petrila pentru prezența domnilor lor în studioul televiziunii Parâng. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care sunt sigur că ne-ați urmărit. Mulțumesc tuturor acelora care ne-au adresat întrebări la telefon sau în scris. Au făcut scurte comentarii pe fondul tematicii prezentate. Ștefan Nemecec, punct final. Tot ce e bun și frumos să vi se împlinească. La revedere, până peste o săptămână. Noapte bună!